V-am pus aici, știu că nu v-am pus foarte, foarte bine. Vreau să îmi pun și eu lavalierele pe mine pentru că mă pregătesc să plec. Merg în AFI la premiera filmului Cruella. S-au deschis cinemaurile, să știți. Stați un pic să-mi iau lavaliera din dormitor și revin aici la voi. Gata, m-am și întors. Mă bucur mult de tot că nu ne și descălțăm la cinema pentru că, ce credeți, eu am niște șosete cu ren pe sub. Au fost singurele suficient de lungi, astfel încât să pot să bag pantalonii în șosetă. Și nu știu dacă vedeți, dar am compleul ăsta pe care l-am purtat doar o dată. V-am spus că am cam pierdut în greutate în ultimul timp. Pantalonii sunt mărimea M, pentru că erau singurii care mă încăpeau în momentul în care eu i-am cumpărat. Și ia uitați-vă acum. Uitați-vă câte persoane mai intră aici lângă mine. Și mă simt un pic așa, nu știu, sper să nu se vadă chiar așa de urât. Se vede totuși, dacă vă uitați, că nu sunt strânși pe talie și îmi fac și talia cumva mai mare. Ei, dar nu asta e o problemă, problema este să nu se vadă urât în general, că sunt foarte largi și la spate au rămas un pic mari. Un pic mai mult de fapt și mă oftic foarte tare pentru că îmi place mult compleul ăsta și aș fi vrut să îl port de mai multe ori, nu doar o dată. Cred că o să merg cu el la croitor, poate să-mi pună niște pense și în felul ăsta să-l mai pot purta. Merg mai devreme cu o oră jumate pentru că aș vrea să trec și prin mall. Merg și cu Mirela la mall cel puțin, după care eu cred că rămân la film singură. Nu știu dacă vrea și ea să rămână, o să o întreb. Nu prea sunt băgate așa bine și să am grijă să fie lavaliera foarte bine băgată în mufele astea, pentru că data trecută când ne-am auzit, ați văzut că s-a auzit mono din cauza faptului că nu erau bine băgate cablurile astea aici. Pun lavaliera și pe cameră și hai să mergem. Gata, am pus totul. De data asta chiar plecăm. Mă duc să o iau pe Mire, comand un Uber și mergem către AFI să vedem Cruella. Așa e, Bublet? El așteaptă mâncarea, dar o să-l las pe iubitul meu să vină să le dea. Să știți că s-a inventat teleportarea, vă zic eu. Am ajuns în Bershka. Mi-am luat două perechi de blugi. Unii sunt 34, alții sunt 36, ca să văd care îmi vin. Și una, două, am ajuns și în cabina de probă. Am luat jeans și aceștia care sunt tăiați pe laterale. M-am gândit eu că ar fi foarte, foarte cool. Am mai luat și eu sutienul acesta de costum de baie. Nu știu ce se întâmplă, că au niște mărimi, doamne, S. Cred că nu acoperă nici măcar... nici câte o unghie, cred că nu m-am acoperit din sân. Și îmi plac mult blugii aceștia deconstruiți, dar mi se pare că s-ar putea să vină un pic cam nasol la spate, pentru că parcă pantalonii ăștia, nu știu ce să zic, dezvoluie un pic cam mult. Hai să vedem, să-i pun pe mine. Am pus pe mine primii jeans, cred că vedeți aici cât de desfăcuți sunt, dar nu știu ce să zic, ei arată bine și la spate, doar că sunt mari un pic în talie, sunt mărimea 36. Problema e că sunt prea, parcă prea decupați, nu? Nu știu ce să zic. Îmi place și nu îmi place în același timp. Cred că îmi retrag toate cuvintele despre blugii ăștia. Din față, ok, se vede cât de cât ok, după cum vedeți, nimic special. Din spate, hai că vă arăt așa în oglinda asta, ca să nu mă mai stați un pic, că nu știu cum să mă vedeți ca lumea. Vai, dar ia uitați ce într-o parte e părul meu, cum mi l-a tăiat trecutul meu. Aoleu, stai să-l dau mai pe față să nu se vadă chiar așa. Din spate se vede fix zona asta unde știm că e problematică la femei. Se vede celulita. Bine, dacă n-ar fi, nu s-ar vedea. Dar eu vă zic că la mine se vede. Sunt foarte ciudați blugii ăștia, dar din față îmi plac mult. Din spate e problemă. Oh, wow. Gata, am ieșit din Bershka. Am ieșit și din Stradivarius. În Bershka nu m-au convins blugii. Deși am plecat de acasă cu gândul la ei, am zis trebuie să-i probez să văd pentru că îmi plac mult de tot, dar parcă nu știu, parcă erau prea mult, mă mai gândesc la noapte și dacă îmi plac mult de tot, o să-i comand online. În schimb, uite ce mi-am luat din, ia uite, mi-am luat o gentuță pentru telefon, pentru că nu am, intru în Zara și de aici de fiecare dată mă dau afară că filmez, așa că o să închid. Uite că acum vedeți și gentuța pe care mi-am luat-o, care e un pic cam lungă, trebuie să văd cum o mai scurtez. Am luat-o strict să-mi pun telefonul în ea. S-a mai lungit între timp de când am luat-o, cred că trebuie să-i fac un not sau ceva. Mi se pare super lungă acum. M-am ascuns repede în cabina de probă ca să vă arăt rochița asta, care mi-a plăcut mie mult de tot, dar nu mai am timp să probez. Și cealaltă mi-a plăcut, dar vă arăt imediat.
Mai am timp că trebuie să merg, așa că o să pun... Cred că nu mă mai auziți acum. Că am pus-o fix pe la valieră. Cam așa vine ea. Mi se pare drăguță, dar mi-e teamă să nu fie prea scurtă. Și aceasta este cealaltă care mi-a plăcut mie mult de tot. Cred că îmi place mai mult asta, dacă e să mă gândesc la croi. Dar parcă așa mai am acasă. Așa nu mai am, asta știu sigur. Taram! Și-am luat biletele și mergem la Cruella. De când am mai mâncat popcorn la cinema. Yummy! Yummy, yummy, abia aștept filmul. Dacă nu o să scap eu floricelele pe jos, cred că e primul cadru în care mă bucur că vedeți în prim plan floricelele și nu pe mine. Deci nu i-a făcut sub... Ah, Doamne ajută, în sfârșit mă vedeți. Ne ducem, avem sala 10, vedeți floricelele. Ce rând și ce loc avem, Mirela? Nu, lasă-le, lasă-le! Lasă-le, că e cel mai frumos cadru din ultimul an. Rândul 7, loc 19 și 20! Iuhu! Hai să mergem, să intrăm în acest necunoscut! Aoleu, am început bine. Starting here. Ia uitați aici. Supereroi și Batman. Cine e asta? Black Panther. Wow! Oh, mi-e frică. Wonder Woman, uite iubi pentru tine. Poți să vii aici să o admir pe Wonder Woman cât vrei. În Afi. Cotroceni, București, România. A ziceți voi că nu seamănă cu Nubi. Un pic așa. Și acum mergem către casă. Wow, s-a deschis patinoarul. Face gheață cu mașina asta, ce tare. Când eram în facultate mergeam la patinoar. Mult, mult de tot mergeam și mâncam la Mac. Și am venit acasă. Am mâncat repede un pepene, așa că mă simt acum un pic mai bine. Începuse să mă ia așa un pic rău la film, pentru că era foarte, foarte cald înăuntru și mai ales că nici nu băusem nimic, mi-era sete, aveam doar cola sau Pepsi, ce era acolo. În fine, haideți să vă povestesc un pic până nu-mi pierde entuziasmul. De fapt, să iau așa reacția la cald. Foarte fain a fost filmul. Eu am crezut inițial, în momentul în care am pășit în sala de cinema, m-am gândit că vor fi, credeam că va fi mai mult pentru copii sau mai mult ca un desen animat. În schimb, a fost absolut genial. De la costume, la poveste, îmi pare rău că nu am, uite, voiam să vă dau, o să vă dau de fapt un spoiler că sunt atât de entuziasmată de secvența respectivă și am fost și la momentul la care eram în sală că mi s-a făcut pielea găină pe mine. În momentul în care vine Cruella la bal și își dă foc la rochie și o vezi așa într-o rochie roșie, superbă scena respectivă, mergeți și uitați-vă la el că o să vă placă mult, mult de tot filmul ăsta. Ia să dau lumina aia de pe spate puțin mai mică, mi se pare că strălucește prea tare, parcă așa e un pic mai bine. O să vă placă, sunt absolut sigură, mai ales că de atât de mult timp nu am mai fost la cinema și de atât de mult timp nu am mai luat contact cu atmosfera asta de cinema, cu ecranul super mare. Ați văzut că mă bucuram și la floricele pe care nu le-am mâncat pentru că erau extrem de sărate, dar asta este partea a doua. Și are și modă, are și dramă, are și animale. Cred că e pachetul complet așa pentru un film, mai ales pentru fete, sunt sigură. Sigură că o să vă placă, așa că mergeți și vedeți-l. Dacă mai știți povestea și chiar dacă nu o știți, eu, spre exemplu, nu prea mai știu povestea, deși cred că aș vrea să văd și povestea veche pe care o știm noi cu Cruella. Să știți că filmul, dacă vedeți pisici zburând prin spatele meu, e ok, e în regulă, m-am întors acasă. Filmul cumva se concentrează pe viața Cruellei de dinainte de a fi Cruella, cum a devenit ea Cruella. Eu din desene o știu deja fiind Cruella și atunci e cu atât mai interesant. În altă ordine de idei, cam asta a fost seara cu filmul, v-am arătat și supereroii, deși mi-era un pic frică de ei. Eu când îi văd așa, nu știu, când îi văd așa în realitate, voiam să zic, când văd figurine din astea în mărime reală, mi-e frică, nu știu de ce. Și uitați pe cine am eu aici, nu, a fugit, pe Cleo, care va merge mâine la 2 mergem la cardiolog și mi-e un pic
am emoții încă de acum, încă de când eram în cinema, când mi-a trimis mesaj Roxana, veterinarul nostru, și mi s-a întors așa un pic stomacul pe dos, pentru că nu vreau să știu că o stresez cu drumul până acolo, să stea în toate pozițiile, să-i facă ecografie, poate o și rade pe burtică, mi-e un pic, mi-e milă de ea, dar o să ne întoarcem acasă și o să fie ok. Trebuie să nici nu o mai las să mănânce după ora 5 dimineața, așa că la 5 dimineața mă trezesc și o scot de pe boluri. Revenind la rochița de la Zara, nu am luat-o încă, nu m-a convins neapărat, nici n-am mai avut timp să o probez pentru că trebuia să ajung la film și am zis lasă. Dacă eu o iau eu online, o probez acasă și dacă nu-mi place o să o returnez. În schimb am luat maioul acesta de la Pull&Bear, mi-a plăcut mult de tot că e așa jucăuș și croșetat, cum se poartă acum. O să-l probez mâine, este mărimea S, și vreau să văd dacă îmi vine, că pare să fie un pic cam mic. A, ok, se lărgește aici la spate, s-ar putea să nu-mi fie chiar atât de mic. Mi-a plăcut el așa, deși e handmade. Uite, handmade, croșetat, handmade, și s-a îngrijit când îl spăl. Da, unde e oare făcut? În India, probabil. Sau undeva, da, în India. O să văd mâine cum îmi vine exact, nu-l mai pun pe mine acum, că n-are niciun rost. Acum vreau să mă duc să mă demachiez, să fac un duș și cam asta este seara de astăzi, să mă pun în pat și să citesc din Piranesi, pentru că vreau să ajung să termin capitolul 2, să mă prind un pic de acțiune, să văd ce se întâmplă acolo. Cam atât pentru astăzi, cam atât și despre Cruella, duceți-vă că e super, super fain, o să vă placă mult de tot și mă bucur mult că s-au redeschis cinemaurile, s-au redeschis acum câteva zile, am înțeles că e și un film foarte fain pentru copii, o animație care e foarte faină, o să mă mai uit și eu pe programul cinemaurilor acum că s-au deschis, în schimb nu merge aerul condiționat în sală, cred că nu merge pentru că era extrem, extrem de cald. Cam asta cred că e de spus despre seara asta la cinema, mi-a fost foarte dor, m-am simțit ca la, nu știu, m-am simțit ca prima oară când am venit în București, mi-a fost extrem de dor de cinema. Cam atât, gata, am fugit și eu la duș, mă duc și eu în pat, nu bia cine te-a învățat să bei apă de pe masă din paharul meu. Iar le-am lăudat că sunt cu minți și nu sunt cu minți. Cleo meu! Cleo meu e aici în spatele camerei. Mâine avem treabă cu Cleo. Am emoții. Nu-mi place deloc să știu că am probleme cu ea. Și de fiecare dată când o văd așa bolnovicioasă, o iubesc de 10 ori mai mult. Și vine să o pup și să mă tăgesc de 10 ori mai mult. Ne vedem mâine. Spune, mami, de ce te-ai ascuns după sticla asta? Cleo? Spune cine e pisica supremă pe care eu o iubesc mult de tot. Măi, fățucă, măi! Măi, iubita mea, te iubesc, măi, mami, măi, te iubesc. Bună dimineața, o vedeți și pe Cleo aici, în plan secund, pentru că mă pregătesc să merg cu ea la doctor. M-am uitat acum pe Uber să văd cam cât facem până acolo. Fac vreo 40 de minute, e destul de departe de mine, este pe Bulevardul 1 Mai, în sector 6. Stai să vă arăt pe Nubi cum stă lângă păturică. Ia uitați-o. Nu știe, e indecisă să intre, să nu intre în păturică. Intră tu, că tu nu mergi nicăieri. Așa, gata, am ascuns-o. Sunt trează de la 8 oricum, dar am stomacul așa, cât o ghindă, pentru că am emoții, am foarte mari emoții pentru Cleo. De fapt, nici nu m-am machiat, am vrut de dimineață să mă aranjez, nu știu, să mă vedeți un pic mai ok, dar am extrem de multe emoții. Ea nu a mai mâncat de la 10, nu i-a mai dat nimic să mănânce. Sunt un pic leșinată și stresată, dar sper să fie bine într-un final, sper să nu aibă nimic. Astăzi facem ecografie abdominală și mergem și la cardiologie. Nu știu exact ce o să-i fac acolo. Am înțeles că la cardiologie durează un pic mai mult. Îmi spunea Mirela că ea a fost cu Fluffy odată de mult, dar nu-și mai amintește prea multe. Cleo oricum cred că simte că, ia uitați-o cum stă, nu s-a ridicat toată dimineața de aici din pătuți. Nu s-a ridicat deloc. Da, mami, mergem, dar promit că ne întoarcem înapoi și apoi stăm liniștite. Mi-e milă rău de tot de ea. Mi-e foarte milă de ea. În fine, hai să mergem. Mă încalc și eu. Scot cușca. Nu am scos cușca până acum pentru că dacă o scot, ea fuge, se ascunde. Scot cușca, mă încalc și apoi comand Uber și mergem și cred că ne auzim. Nu știu, eu o să-mi iau camera cu mine oricum, dar nu sunt sigură dacă am voie să filmez, dacă nu, dacă am dispoziție, dacă trebuie să o țin pe ea. Nu știu în ce constă examenul de la cardio. Dacă am voie să filmez, atunci o să vă arăt. Dacă nu, vă povestesc oricum acasă. Mă duc ca să scap și eu de ghemul ăsta pe care l-am în stomac. De la 7:30 n-am mai putut să dorm, azi noapte m-am culcat la
4 tot, că n-am putut să dorm din cauza ei, de... Eu mă stresez foarte mult. Vă ziceam eu în Q&A că dacă aș fi mămică, aș fi disperată. Mă stresez foarte mult pentru pisicile mele, mai ales că știu că e un stres pentru ele să călătorească cu mașina, să le pun în cușcă, să stea acolo răstignite. În fine, trebuie să facem ce trebuie să facem. Așa-i, Cleuțchi? Ce sunt buzițele astea? Ce sunt buzițele astea, mă, iubirea mea, mă? Da, mami, te iubesc. Hai că terminăm repede, da? Tu, că nici măcar nu te uiți drept, te uiți cruciș, iubirea mea frumoasă. Am găsit un Uber care vine în 10 minute. După ce că fac până acolo o eternitate, începem ziua bine. Gata, am plecat la veterinar. Ia să vedem, 0. Astea suntem. Am plecat cu inima cât un ghem, dar măcar suntem pe drum. Să știți că au trecut vreo 24 de ore de ultima oară când ne-am vorbit. Inițial am vrut să vă iau cu mine, să filmez și la clinică unde am fost, să filmez și testul, examenul pe care l-a avut Cleo. După care am venit acasă, am fost supărată, am plâns, așa că nu ne-am mai auzit aici. Încerc să, pe cât de mult pot eu, să nu ne auzim în momentul în care chiar nu sunt ok. Haideți să vă fac așa un update, pentru că acum pot să vorbesc, nu mai am nici ochii umflați, bine, mai sunt un pic după plânsul de ieri, dar să zicem că acum sunt ok și pot să am un discurs cât de cât coerent și puțin detașat emoțional față de ceea ce s-a întâmplat ieri. Ultima oară când v-am lăsat cu vlogul, cred că v-am lăsat în momentul în care am plecat cu Cleo înspre veterinar. În primul rând, ce vreau să menționez, foarte, foarte faină doamna doctor Alice Rădulescu, mi-a și explicat, mi-a și desenat, aici avem dosarul ei. Am fost la clinica A&A Medical Vet, nu știu cât de mult contează sau cât de mult vă interesează, vă dau informațiile astea strict pentru persoanele care au nevoie de, nu știu, de un medic cardiolog bun sau poate au probleme cu animăluțele lor. O să vă spun și despre prețuri, nu știu exact, adică noi i-am făcut Cleopatrei, eu i-am făcut Cleopatrei, Doppler, am aici și CD-ul. Nu mai știu sigur dacă i-a făcut și ecografie abdominală, raport ecocardiografic văd aici, o să vă și arăt, uite acesta este. Cert este că doamna doctor a scris acolo pe lista aia vreo 4 sau 5 analize, am făcut și analizele de sânge, BNP-ul, cred că așa se, pro-BNP, PAP, natriu, clor, potasiu, în fine, nu știu, ceva analize la rinichi să vadă care e funcția renală, dacă rezistă rinichii la medicamentele pe care le ia și care este doza pe care ar trebui să-i o dau. Uite că am fost la farmacie, că am venit de afară, am o grămadă de pastile, vreo 3 tipuri de pastile pe care trebuie să-i le dau Cleopatrei și aș fi vrut să, nu știu, să le dozez, să iau... Știți că e o cutie din aceea din plastic în care pui pastilele pe zile. Aș fi vrut să iau ceva de genul ăsta. Mă duc mai pe seară oricum, poate mai ies o dată din casă și mă duc la farmacie și întreb. Prețuri, că acolo rămăsesem, ca să nu trec la alt subiect. Noi am plătit 900 și ceva de lei, 1000 de lei așa, sumă rotunjită, pentru toate analizele pe care le-am făcut ieri. Raportul acesta ecocardiografic, analizele de sânge, în fine, mai multe, erau vreo 6 chestii trecute pe bonul respectiv, dar nu le știu, nu le înțeleg. Ca să știți, ca idee, așteptați-vă la 600 de lei plus dacă nu-i face sângele, cel mai probabil. După care, doamna doctor Alice Rădulescu, foarte, foarte faină, foarte prietenoasă, se poartă fain cu animalele. Pentru mine lucrul ăsta contează foarte mult în momentul în care merg la un cabinet veterinar, lucru care se vede din tonul vocii, din cum manevrează animalul. Pentru mine lucrul ăsta, nu știu, este... primordial. Nu-mi plac cabinetele veterinare unde, pentru că am experimentat și lucruri de genul ăsta, unde animalele sunt tratate ca niște saci de cartofi, sunt trase, trage de picior, găsește-i vena, oricum Cleo este și foarte cu minte, adică nu pot să zic că ei ar fi întâmpinat vreo problemă din punctul ăsta de vedere cu ea, că e destul de cu minte, uite acum se urcă în geam să stea acolo. Acum, ca rezultate? Rezultatele nu sunt deloc roz, avem de-a face cu o boală de inimă, o să vă zic, v-am spus și pe Instagram, eram un pic mai afectată ieri, acum cumva... Am mai trecut orele și m-am obișnuit cu gândul ăsta. Eu fac tot ce pot eu.
fizic și emoțional să o susțin și cu pastile și cu tot ceea ce pot eu. Mai mult de atât nu pot, ca nouă nu pot să o fac, așa că încerc să îmi induc lucrul ăsta în minte ca să fiu eu bine psihic vorbind, pentru că îmi pasă de animalele mele, ce să vezi, chit că sunt doar niște animale. În fine, că iar o să vină să plâng și vreau să vorbesc un pic detașat despre treaba asta. Ok, ca diagnostic, avem de-a face cu o cardiomiopatie, fenotip hipertrofic, clasa C. Nu înțeleg nimic, probabil că nici voi nu veți înțelege mare lucru. Cert este că ea mi-a desenat aici pe spate, ok, nu pe asta, pe una dintre foile astea, despre ce e vorba. Și o să vă zic imediat. Vă spuneam eu că ea respiră destul de greu, respiră foarte alert, ca și cum ar alerga în continuu, lucru pe care nu-l face, pentru că ea nu mai face efort fizic, rare ori se joacă și cu jucăriile, acum oricum nu am voie să mă joc cu ea cu jucăriile, pentru că inima ei nu este într-o stare foarte bună, trebuie să evit efortul și trebuie să evit orice ar putea o stresa. Avem de-a face în felul următor, ca să vă arăt. Aici este inima, nu știu dacă vă arăt, dar ce vedeți voi, că nu vedeți mare lucru deloc. Aici este inima, s-ar putea să vă arăt invers, s-ar putea să vă arăt corect, nu mai știu, că am dat bacul la biologie, dar a trecut mult timp de atunci. Doamna doctor mi-a desenat așa, așa că eu o să vă arăt așa. Aici este inima, pereții inimii sunt îngroșați. Nu asta ar fi o problemă. Problema este că are aici un, nu știu, o excrecență, nici nu știu cum să o numesc, care îi blochează artera, adică blochează sângele să se ducă înapoi de la plămâni, sângele oxigenat, să se ducă înapoi către corp. Și atunci, din cauza asta, s-a mărit aici atriu foarte, foarte mult și sângele se duce cumva înapoi în plămâni din cauza faptului că nu poate să treacă. Stați un pic să vă arăt așa, focusul să nu mai fie pe mine, nu știu dacă e... Da? Cred că e ok acum focusul. Nu lasă bucata asta de perete de la inimă, habar nu am, care a crescut așa, nu lasă sângele să se ducă cu oxigen înspre organism și atunci cumva se întoarce înapoi în plămâni. Motiv pentru care respiră atât de rapid. Acum, ca schemă de tratament, vă zic așa informativ, avem niște pastile de la farmacia umană, avem aspacardin, avem... și Plavix. Plavixul este un anticoagulant, să nu întâmpinăm sau să nu avem de-a face cu cheaguri de sânge. Sunt și avem și isemid. Isemidul nu mai știu, cred că e diuretic, parcă, din câte nu mi-aduc eu aminte. Eu vă zic lucrurile astea informativ, în niciun caz nu se aplică, adică dacă voi aveți probleme cu animăluțul vostru, duceți-l la medic. Nu vă luați după ce am eu aici, nu vă zic nici ce, nici ce concentrații avem ca să nu... Nu știu, ca să nu le dați medicamente animalelor voastre după ureche. Trebuie să evite efortul, trebuie să revin la control în aproximativ 10 zile, trebuie să monitorizez frecvența respiratorie în somn. Dacă e mai mare de 30 de respirații pe minut, trebuie să-i dau mai mult isemid. Eu abia ieri am dat pastilele pentru prima oară. Nu știu dacă pastilele o fac mai apatică sau dacă e ea abia venită după control, că totuși a fost ieri, poate este speriată sau ceva, habar nu am. Cert este că e un pic mai apatică decât era de obicei. Stă foarte mult, stă în patul ăsta de aici, mai stă și în pătuțul din geam, mai stă și în spatele meu pe fotoliu. Oricum ea nu era o pisică foarte, foarte activă, dar acum chiar că nu mai e deloc activă. Și aici am CD-ul cu ecografia. M-am simțit la consultul ăsta medical, știți cum, că tot a fost toată lumea însărcinată pe Instagram, știți cum puneau videourile în care erau însărcinate și se auzeau bătăile inimii copilului, ei fix așa m-am simțit și eu ieri la ecografia asta, stai că se cheamă într-un fel, v-am citit la început cum se cheamă, ar trebui să mă obișnuiesc că o repetăm peste 10 zile, ecocardiografie. Bănuiesc așa se cheamă. Da, m-am simțit, nu știu, dar bătăile alea ale inimii nu veneau cu sentimente de bucurie și a fost așa cumva ciudat că ești obișnuit să auzi bătăile inimii cu bucurie și să fie așa un sentiment de bucurie și la examenul ăsta știam că nu mă așteaptă un rezultat favorabil pentru că mi-am dat seama că nu e normal să, nu știu, să respire așa. Ea respiră așa de vreo 2-3 săptămâni. Acum, pisicile sunt niște animale care sunt... Duc boala pe picioare, cred că ăsta este cuvântul potrivit. Ele vor manifesta simptome
când boala e deja foarte, foarte avansată, simptome pe care să le și vezi, în orice boală ar avea, nu sunt ca oamenii, spre exemplu, sau ca câinii. Căței sunt, bine, vedeți că asta e o cacofonie, am făcut-o, o conștientizez, nu vreau să îmi aleg foarte bine cuvintele astăzi. Câinii sunt iarăși animale care la primul semn de boală se panichează și cumva îți dai seama că ceva se întâmplă, nu mai mănâncă sau le observi comportamentul și vezi treburile astea. Ei bine, la Cleo am depistat-o în faza C. Faza D, am înțeles că este faza terminală, există faza A, B, C1, C2 și D. Noi suntem acum în C2. Vă zic și eu din ce mi-a zis doctorul. Noi suntem acum în C2, avem parte de un tratament medicamentos destul de agresiv, încercăm să ducem boala în C1, mai puțin de C1 nu avem cum să o ducem în momentul de față, pentru că e prea avansată ca să se mai ducă mai jos de C1. Dacă reușim după tratamentul ăsta de 10 zile să ducem boala în C1, înseamnă că putem oarecum stabiliza pisica. Sunt pisici care trăiesc ani buni de zile cu tratamentul ăsta medicamentos. Asta nu avem de unde să știm, nu are de unde să știe nici medicul, nu am de unde să știu nici eu, pentru că contează foarte mult cum răspunde Cleo la tratamentul ăsta medicamentos. Acum, ca metode de terminare a vieții, ca să spun așa, pentru că am întrebat și treaba asta, eu îmi doresc de la pisicile mele, în momentul în care ajung în momentul ăsta, mai devreme sau mai târziu, că uite, nu se știe niciodată, îmi doresc să nu aibă parte de dureri. Asta este primul lucru pe care mi-l doresc. Mi se pare crud, mi se pare inuman să-ți lași animalul de companie în dureri când nimic nu mai poate fi făcut. Sunt trei ipostaze, am fost atât de bulversată ieri încât pe a treia am uitat-o, dar pot să vă zic două ipostaze. Infart, cel mai probabil în somn, pentru că am înțeles că în general atacul ăsta de cord, sper că e același lucru cu infartul, se face în somn pentru că atunci se reduce activitatea cardiacă. În fine, n-am înțeles exact, vă zic și eu ce am înțeles fără niciun fel de studiu medical în spate. Asta este metoda faină prin care se poate întâmpla și faină, cu ghilimele de rigoare. Îmi doresc, dacă e să se întâmple ceva cu ea, să se întâmple așa, să nu sufere niciun fel. Mai există o posibilitate, a doua, cea în care poate să aibă sângele coagulat și atunci sângele să se ducă dinspre artera asta aortică, vai, ce mi-amintesc de la biologie, sper să vorbesc bine, care e destul de mare și atunci cheagurile pot să treacă pe acolo, să se ducă, spre exemplu, înspre membrele posterioare și de acolo să rămână paralizată pentru că blochează cheagul de sânge trecerea sângelui. Acum, dacă se intervine destul de repede, dacă mă duc cu ea repede la urgențe, în cazul ăsta aș putea să rezolv problema, dar nu e procedura în sine dureroasă, că îi bag anticoagulante, bănuiesc, dar situația în sine este dureroasă, adică dacă rămâne paralizată pe picioarele din spate, este o situație dureroasă pentru ea. Eu sper să nu se ajungă acolo, v-am spus, mai era a treia posibilitate de ceva edem pulmonar, dar nu știu în ce constă, habar nu am. Asta este, sunt trei posibilități în momentul de față sau există posibilitatea să trăiască, bine mersi, ani de zile pe medicamentație, dar finalul tot ăsta va fi dacă nu-i afectează medicamentația asta, nu știu, rinichii, spre exemplu, sau alte organe. Hai că a fost bine. Bine că v-am povestit astăzi, că ieri nu puteam, ieri eram așa cu lacrimile și roaie pe obraz. O să vedem oricum în 10 zile. În 10 zile o să pot să vă dau mai multe detalii, dacă boala a mai regresat. Cert e că nu e o boală care să se vindece, nu e ceva curabil. Este ceva pe care îl poți ține sub control cu medicamente. Ca la oameni, că și oamenii au boala asta. E ok, am înțeles, eu o să fac tot ce-mi stă în putință, uman posibil să fie ok. Acum, cum o problemă nu vine niciodată singură, ca de obicei, că ne-am obișnuit deja, ce credeți? Nubiei, ieri am observat, aseară, când am venit de la veterinar, să știți că auziți mașina de spălat că a ieșit nubia din litieră. I s-a reactivat glanda aceea. Am din nou probleme cu glanda cu ea. Stați un pic să mă duc să închid ușa de la baie. Din nou i s-a umflat exact în același loc, exact
pe partea dreaptă, în fine, unde avea ea cicatricea, că știți că am avut probleme în septembrie, acum vreo 6 luni, cu glanda, din nou se întâmplă același lucru, aștept acum să îi se spargă, ce pot să fac, am trecut prin asta, știu la ce să mă aștept, dar nu știu exact ce soluție aș putea găsi, trebuie să vorbesc cu Roxana, m-am dus la muncii să le iau plicuri umede, opa! Așa, m-am dus la prăvălia animalelor de dimineață și am luat din nou teniazin pentru că mă aștept să se spargă zilele astea. S-a umflat, eu am masat-o acolo, am dat-o cu tinctură, am făcut tot ce mi-a zis Roxana, dar nu s-a retras. Da, le-am luat și plicuri umede, în fine, cam atât despre pisicile mele și cam atât despre situația din momentul de față. Nu sunt deloc, nu știu, sunt... Nu știu dacă neapărat tristă, că încerc să fiu optimistă, adică eu, asta e, asta pot să fac, asta fac, asta e, nu am ce să fac mai mult de atât, dar nu-mi place când știu că animalele mele nu sunt în regulă, ele sunt, nu știu, de ele am grijă, ele sunt copiii mei în momentul de față și mă simt într-adevăr neputincioasă în fața unor astfel de lucruri și sunt neputincioasă pentru că nu pot să o fac pe Cleo ca nouă, asta este, cu asta trăim și încercăm să ne descurcăm în felul ăsta. Și pe Nubia trebuie să o duc, apropo, la un control din acesta la inimă, la o, iar am uitat cum se cheamă, ecografie la inimă, la testul Doppler, pentru că printre rasele care au predispoziție genetică pentru treaba asta se numără Sphinxul, Exotic Shorthair, British Shorthair, cum e Cleo, Maine Coonul, cum e Simba al Mirelei și parcă mai era o rasă. Și pisicele europene și pisicele de stradă pot să dezvolte astfel de probleme, dar probabil că mult, mult mai târziu în viață, probabil cu bătrânețea, nu neapărat la 6 ani, când Cleo, bine, n-are încă 6 ani, are 5 ani și ceva. Cleo încă e o pisică tânără, după 7 ani poți să zici că e o pisică bătrână sau... Bine, în manualele de pisici, ca să zic așa, dar după mine, după 10 ani, deja ar fi început să fie o pisică senioară. Asta voiam să vă zic, aveți mare grijă dacă aveți pisici din rasele astea, după un an jumate, după ce toată inima este dezvoltată cum trebuie, deja puteți să faceți examenele astea anual ca să nu ajungeți ca mine să vedeți că pisica voastră este în stadiul C al bolii, așa o puteți depista mai devreme, puteți să veniți cu tratament medicamentos și trăiește bine mersi cu pastile de inimă, fix cum trăiesc și oamenii care au probleme cu inima. Acum, hai să trecem la alt subiect, asta voiam să vă zic, hai să vă arăt că s-a umflat Nubia din nou pe partea asta, că văd că e aici pe masă lângă mine, nu o să-i ridic odița, că oricum se vede că e umflată, vedeți, nu? Că i s-a umflat iarăși glanda, o să îi se spargă probabil în câteva zile, asta e, am mai trecut prin asta, știu exact la ce să mă aștept, știu ce e de făcut. Hai să deschidem coletele astea, să lăsăm subiectele triste, că viața merge înainte. Am aici, știu exact ce e aici, mi-am comandat, stați un pic să vă arăt, mi-am comandat și să mă asigur că nu mai e nimic în coletul ăsta, mi-am comandat, ia uitați-vă, OZ Style Magic Rope. Dragă Anca, îți sunt recunoscătoare că ai ales să cumperi Magic Rope-ul OZ Style, acum faci parte din acest puzzle al visului meu împlinit. Te aștept pe pagina de Instagram ca să înveți cum să îl folosești. Aceasta este cărticica de vizită, să știți că eu mi l-am comandat, eu l-am plătit, adică nu e niciun fel de nimic sponsorizat și e vorba despre acest Magic Rope. Văd că am și 2 elastice de păr aici. Știți că mărimea S, dar mie oare mi-ajunge părul aici pe mărimea S? Mi se pare micuț. Bănesc că ați văzut de fapt. Da, mami, vin, o să-l miros să vezi ce e aici. Stați un pic să vă arăt cam cum se face. O să-l încerc după ce mă spăl pe păr. S-ar putea să-mi ajungă totuși părul pe el. Cred că mi-ajunge, că se strânge. Oh, cred că e bun. În fine, ideea este că mi-am comandat acest Magic Rope pentru că vreau să-mi fac bucle din acelea peste noapte și am înțeles că cu acest Magic Rope buclele stau mult, mult mai bine. Nu vine voie în punga asta, las-o aici. Pentru că el este foarte tare. Știți că am făcut eu la un moment dat bucle cu halatul de... Nu halatul, cordonul acela de la halatul de baie. Dar acesta, uitați, apăs, e foarte, foarte tare și atunci cred că buclele sunt mult, mult mai rotunde. Nu știu încă nu l-am folosit, l-am comandat. Vreau să fac și un video în care nu neapărat că îl încerc pe el, ci o să încerc mai multe metode de a crilionța părul și vreau să văd cum arată.
O să vă țin la curent. Cert este că mi l-am comandat, e fain, e calitativ, e foarte tare, v-am spus, se și spală la mașina de spălat, îmi place. Unde să-l pun eu între timp? Îl pun aici, o să se joace Nubia cu el, imediat o să sară pe el și o să muște de el cel mai probabil. Da, mami, cu curucul ăsta al tău, că nu mai probleme avem cu el, nu pot să cred. Toată lumea am numai probleme. Așa seară, colac peste pupăză, ce credeți? M-am pus în pat și a venit și Iris lângă mine în pat și nu-și mai deschidea un ochi și zic, nu pot să cred că aseară descoperisem deja problema Cleopatrei, venisem de la veterinar, o văzusem și pe Nubia că i s-a întărit acolo la funduleț și zic, nu pot să cred, Iris, ce ai pățit și tu la ochi? Dar n-a pățit nimic. Cred că intrase ceva în ochi doar. De la The Makeup Shop am primit un pachetel de la Boys and Berries. Se vede aici. Danubia, ajută-mă aici. Fii asistenta mea numărul 1. Și am un... Ah, ok. Follow me to Marrakesh. Eyeshadow palette de la Boys and Berries. Wow, ce fain e coletul ăsta. Îmi plac mult astea. Nebuniile astea, mov. Stați că vă arăt imediat. Astea îmi plac. Astea sunt favoritele mele, Coboară și Cleo, imediat, cred că sunt și favoritele ei. Las eu cutia ție să stai în ea, da, hai, uite, bagă-te aici. Bagă-te, că știu cât de mult iubești. Vedeți acolo jos? Da, iubirea mea frumoasă. Wow! Vai, ce nuanțe superbe sunt aici în paleta asta, abia aștept să o încerc, îmi place mult, mult de tot. E de la Boys and Berries, de la Makeup Shop, Follow Me to Marrakesh se cheamă. V-am mai zis de 3 ori, dar am mai spus odată, am zis să mă asigur. Vai, roșul ăsta de aici și albastru și verde și... Chiar că îți inspiră ideea de Marrakesh, abia aștept să încerc, o să o punem la încercare. După ce nu mai distrug machiajul plângând, promit că o să o punem la încercare. Nubia e în punga de la Cardus. Stați un pic să o vedeți, să vă arăt. Ia uitați-o. N-are nicio treabă. Așa, și mai am aici ceva, Crease Free Eyeshadow Primer, tot de la Boys and Berries. Este un primer pentru ploape, pe care abia aștept să-l încerc, pentru că eu nu mai am niciun fel de primer pentru ploape. Bănuiesc că face culoarea să reziste mai mult pe ploape, să nu se strângă în pliurile ploapei. Eu rare ori am astfel de probleme, dar dacă știu că am un produs care mă poate ajuta în sensul ăsta, de ce nu? Și nuanța este beige translucent. Mă duc să fac curat în casă, să dau cu mopul, să dau cu aspiratorul, să întind rufele, pentru că în seara asta vine Ștefania, sora Oanei, la noi și cred că ne jucăm Monopoly, parcă așa rămăsese de săptămâna trecută. Încerc să mă detașez și eu un pic de problemele mele și mă bucur că vin, sincer, că mai au gândul un pic. Hai să vă arăt și pe Cleo, că stă acolo sus. Nu prea mai face mare activitate, nu știu, nu prea mai face nimic. Putem să te văd la fățuca aia mică. Tristuța mea mică. Ești ok? Ea e un pic cam tristă, se vede că e apatică. Poate că durează până se, nu știu, până se obișnuiește cu pastilele, pentru că v-am spus că e un tratament medicamentos destul de agresiv, cel puțin asta mi-a spus Roxana. Respiră un pic mai normal decât respira înainte, respira foarte, foarte alert. Am fost astăzi la farmacie și am luat organizator din acesta pentru medicamente. Am tăiat toate medicamentele pentru Cleo, după cum se vede, și le-am pus aici pentru ca să le am la îndemână tot timpul. O să le închid eu pe toate, însă înainte de pastile i-am dat să mănânce. Mă gândesc să nu îi le dau totuși pe stomacul gol. Îi dau să mănânce plicul umed și apoi îi dau pastilele. Și mănâncă și răsfățatele astea mici. Le-am dat gastrointestinal de data asta, că mi-e teamă cu bubița Nubiei. Oare se vede că e umflată? Se vede un picuț. Și am zis să îi favorizeze digestia. Nici nu știu dacă se constipă, dacă nu bea apă, poate să-i dau mai multe pliculețe umede. Habar nu am cum să... Ce să fac? Cum să... Nu știu, cum să fac să nu mai recidiveze treaba asta cu glandele ei. But life is one big riddle. All the future and what's been. Guess it's the way it goes. And I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff.
have. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm wrong. I got it. Ok, trebuie să întindem bordul. Cine extinde bordul? Păi da, eu cred că le mai știu. Hai să întindem asta. De că trebuie să descoperim ce e criminal. Hipopotam. Are și de mare. Porc mistreț. E un animal. Câine sălbatic. Nubi bubi. Pisică. Pușculiță. Spate. Nu, stați că mai desenez. Nu e ok, ce e asta? Porcul breton. E un film horror. Leu. Cal. Dinozaur. Cal. Măgar, măgar. Ok, deci. Ăsta e aici. Cal. Sculcare. Sculare. Scula calului. Asta nu mă gândeam, mă gândeam chiar ceva. Doamne, de la aici. Unu. Yeah! Este unu! Dar mă gândiți, da? Da. Stai, ce e lucru? Soarea, așa. Ce e? E roșu. Uite, pe tablă. Acțiune. Ok, mersi. Nu știu că... Aoleu, asta e ceva nasol. Ai lăsat însărcinată. Stai să opresc camera. Și acum ne jucăm Knowledge is Power. Sper să câștig. Măcar acum. Sper să câștig. Și iubitul meu e opticos. Iubitul meu e opticos. Cel mai opticos. Și eu am câștigat. Ia uitați-mă acolo cu diplomă. Thank you.